Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Astăzi încercăm să abordăm un subiect foarte complex, care a fost un subiect de actualitate în ultimile 3-4 decenii. E vorba despre schimbările climatice, despre vremea instabilă și despre impactul dezvoltării civilizației asupra biodiversității. Sunt, de fapt, mai multe teme de lucru aici, foarte fierbinți, care se regăsesc în tematica de cercetare, în jurnalele de specialitate, în proiectele de analiză și de prelucrare a datelor globale, pentru că e un impact foarte important asupra vieții noastre și o amenințare considerabilă în privința viitorului. Ne-am gândit să discutăm despre aceste aspecte pentru că, în raport cu viața obișnuită, ele par mai puțin importante sau, în orice caz, trec. Aproape neobservate, pentru că ne lipsește această perspectivă de ansamblu asupra fenomenului, și pentru că toate aceste date sunt de regulă în atenția specialiștilor. De aceea ne-am gândit să vorbim cu un specialist despre situația climei și despre dinamica aceasta a vremii și despre impactul pe care civilizația îl are asupra biodiversității. Este vorba despre domnul profesor universitar Mircea Duțu, o persoană expertizată în acest domeniu, care a mai participat la emisiunile Lumina celui Nevăzut și care nu lipsește de pe ecranele emisiunilor de specialitate, fiind foarte adesea invitat să vorbească. Domnul profesor Mircea Duțu este directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române și, printre altele, este expertizat în dreptul mediului, pentru că adesea, la nivelul publicului larg, științele juridice nu au prea mult de a face cu mediul înconjurător. Nu este așa. Și, mai ales, domnul profesor este președintele Universității Ecologice din București din 2008 și până astăzi. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, mai întâi, nu ați obosit să vorbiți despre climă? Pentru nu că dumneavoastră este. sunteți participant în ultimii 10-15 ani uh, nelipsit de la toate dezbaterile și pentru. o ce vă dezamăgesc în ultimii 25 de ani? 25. Am rămas practic pentru că am început la vârsta de 30 și ceva de ani cariera legată de dreptul mediului, devenită acum dreptul mediului și al climei, și odată cu adoptarea în 1992 a Convenției Cadru privind Schimbările Climatice, a trebuit să o predau studenților an de an precum una din marile convenții din uh, tratate, ca tratat de drept internațional și care a marcat deopotrivă istoria uh, dreptului și a societății umane. Spun asta pentru că am fost printre primii în virtutea faptului că din moment ce legea spune că este schimbare climatică, trebuie să accepți ca un dat și să-l dezvolți, uh, am acceptat această teză a încălzirii globale. Uh, propriu zi și meteorologi, climatologi, mai ales aparținători în generații anterioare, erau refractari la această teorie, o considerau încă nedovedită și într-un fel aveau dreptate, dar eu cu îndrăzneala venitului din alt domeniu, am îmbrățișat-o și sub influența școlii veste europene, îndeosiri franceze în materie și am dezvoltat uh, cursuri masterate, chiar un doctorat pe dreptul mediului, în cadrul căruia iată, am ajuns să scriu anul trecut și anul acesta, dreptul climei. Avem aici cele două uh... cărți și vă rog, că colegii să le punem în uh... În ecran, pentru Aparent, paradoxal, avem peste 30 de țări în care există legi pentru climă, în frunte cu Germania, Franța, Spania. La nivelul Uniunii Europene, anul trecut, s-a creat legea cadru privind clima și Uniunea Europeană a lansat în 2019 pe ce celebru Green Deal, care are în centrul său, o nouă strategie de creștere economică, neutralitate climatică în 2050 și iar în 2030 obiectiv intermediar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% în raport cu nivelurile din 1000. 1990. Se vorbește chiar de faptul că am fi în prezența unei mutații civilizaționale extraordinare. Suntem în tranziție ecologică. Schimbarea climatică nu înseamnă neapărat și în primul rând schimbarea climei, ci schimbarea modului de a gândi a produce, a consuma și chiar a exista. Vom merge pe parcursul emisiunii în toate aceste aspecte. Avem practic trei teme mari pe care am convenit să le discutăm. Stimați telespectatori, vom vorbi și cu ajutorul unor mici descoperiri științifice, a unor rezultate publicate în jurnale de specialitate despre schimbările climatice și vremea instabilă. Va fi primul punct al discuției noastre. După aceea vom trece la constatarea aceasta a creșterii frecvențelor, episoadelor, vremurilor, vremei extreme. Această creștere a frecvenței este constatată de diverse inventare de climă, cu gestiuni de date de culese din regiuni foarte extinse. Și al treilea punct al discuției noastre va fi despre impactul pe care schimbările climatice Uh, L-au uh, asupra biodiversității și aici avem foarte multe date din habitatul natural. Există foarte multe monitorizări care vizează viața speciilor și felul în care clima le afectează uh, uh, ritmul obișnuit al vieții. Uh, domnule profesor, încă o întrebare pentru început. Uh, există în continuare și cred că și dumneavoastră cunoașteți. Uh, în mintea mea sunt apropiați care păstrează o conexiune foarte strânsă cu aria științelor. Unii sunt fizicieni, alții sunt matematicieni, alții sunt ingineri de diverse profesii, care în continuare cred că vestea încălzirii climatice și modificările profunde ale, ale vremii. Uh, se datorează unei campanii de discreditare a industriei petrolului cu interesele economice. Adică Foarte o manipulare spus. pentru da. a masca marea resetare care ar avea nevoie de o justificare teoretică. Dumneavoastră ați simțit de în ultimii 25 de ani micșorarea acestui număr de sceptici în privința încălzirii climatice și cum vă raportați la aceștia care contestă adevărul acesta? Într-adevăr, a spus punctul P.I., climatoscepticii sunt din ce în ce mai uh, puțini. Uh, își rezumă observațiile mai ales atunci când apar o serie de rapoarte prezentate de oameni de știință care li se par drept alarmiste, dar revenind la subiectul concret, a existat această îndoială foarte mult timp. De ce? Ultimele trei perioade interglaciare, adică cele în care uh, temperaturile au fost mai ridicate mai, da. și au permis dezvoltarea inclusiv a civilizației umane, au durat circa 10.000 de ani. Ca atare, uh, ultima dintre ele, în timp, era preconizată să se uh, termina uh, prin anii uh, cel mult 2000 și toată lumea credea în anii 70-80 și cu preponderență că va urma o perioadă de răcire a vremii. Chiar în România am văzut studii publicate prin 1970, inclusiv în revista oarecum de popularizare mediul Conjurător, Că ne așteptăm la o asemenea evoluții, se evocau episoade precum cele din la 1831, 1848 și așa mai departe. Nu Numai... s-ar termina intergraciaționar. Și, atunci termina. și, atunci și atunci am revenit rece. o perioadă rece. Numai da. că uh, spun specialiștii domeniului s-a constatat existența unei erori în evaluarea uh, mișcării Pământului și uh, în prefigurarea orbitei sale. Și ca atare corectura adusă a arătat că această interglacerațiune va mai dura încă uh, 15.000 ani deci în total 25.000 ca atare în aceste condiții, în situația în care uh, din punct de vedere uh, natural uh, vom asista la menținerea aceleiași tendințe de încălzire, se va adăuga acestea și la efectul de seră care este unul natural, contribuția umană, adică factorul antropogen, Factorul, emisiile de gaze cu efect de seră în de carbon, metan, vapor de apă și așa mai departe, dar de, uh, cauzați de activitățile umane. Și în această situație s-a pus problema. Au mai existat anterior perioade de încălzire a climei? Da, în urmă cu 50 de milioane de ani, a fost una mult mai puternică, dar s-a realizat de-a lungul sutelor sau milioanelor de ani. Acum, de acum perioada e foarte strânsă. Este foarte strânsă, ritmul da. foarte rapid și problema este: va reuși civilizația acum umană să se adapteze în răstimpul uh, de ordinul zecilor uh, de ani? La noile condiții uh, provocate de încălzirea globală. Apoi, încălzirea globală trebuie văzută ca un fenomen, în primul rând, planetar. După cum organismul uman uh, se tulbură și intră într-o anumită criză când depășește 37 de grade, tot așa și acest fenomen, înțeles la nivel planetar, uh, se repercutează în mod diferit la nivel de regiune și uh, cu atât. Uh, mai mult local sau punctual. Și în plus, există neliniarități în procesul fără acesta? Fără existe... Capacitatea noastră da. de a realiza proiecțiile, inclusiv pe bază de date statistice, dar mai ales pe. Modele matematice, rămâne oarecum limitată. Avem înregistrări meteorologice sistematice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în ceea ce privește zona terestră, dar în privința mărilor, din anii 1950. Și în plus, intervine și o altă constatare. În prezent, asistăm, din punct de vedere ecologic, la manifestarea concomitentă, interdependentă și cu influențe reciproce a trei crize majore. Prima, schimbarea climatică. A doua, erodarea biodiversității. Mulți vorbesc că suntem în pragul unei al șaselea val de dispariții majore de extinții a speciilor la nivelul planetei. Și în fine poluarea masivă. Vom Am... discuta, discuta da. despre acestea pentru că e prevăzut să ajungem în discuția noastră exact la această furtună perfectă care da. e numită la așa tocmai pentru că se suprapun vechi de, Ca atare, uh, schimbarea climatică, cautic. de fapt încălzirea globală, uh, pe noi ne interesează, și putem să acționăm, în primul rând, asupra cauzelor antropice pentru că fenomenul dependenței creșterii temperaturilor de concentrațiile de bioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră a fost descoperit din punct de vedere științific la sfârșitul secolului al XIX-lea de Sven Arrhenius. Dar abia în anii 1950 s-a trecut la măsurători sistematice, de pildă în Hawaii, la Manualo, a stațiunea de cercetare științifică. În 1967 am avut raportul Cerny la Academiei de Științe Americane, iar apoi în 1988, uh, Organizația Națiunilor Unite și, uh, uh, și Organizația Meteorologică Mondială au hotărât crearea acestei structuri, care se denumește Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice, IPCC, după inițialele de da, Care, în general, care a prezentat toate rapoartele, globale. a, a tine, prezentat da. șase rapoarte, ultimul 2021-2022. 20, da, Partea a treia, și care, pentru că vorbeam de existența sau nu a fenomenului, a ajuns să afirme existența fără echivoc a unei legături de cauzalitate între acțiunea umană, Manu, antropică și... și încălzirea globală. Mai mult decât atât, nu trebuie să uităm că suntem într-o nouă eră, cea a Antropocenului, Antropocen. da. după termenul lui Paul Crutzen premiul exact. uh, uh, Nobel pentru Chimie în 2009, și care consideră că am intrat într-o perioadă în care uh, omul, și este pentru prima dată când o specie dobândește acest statut, a devenit o veritabilă să. forță geologică care influențează da. decisiv biosfera, litosfera, atmosfera, ca atare își creează propria eră geologică în istoria naturală a Pământului. Aș vrea să prefațăm cumva sau să ilustrăm ceea ce ați spus dumneavoastră cu un studiu. E planșa 1, colegi. O cercetare produsă de un matematician foarte tânăr, uitați-l în fotografie, Albert Snappen, care la 22 de ani a produs o surpriză în lumea științifică, propunând un model de. Lectură a datelor globale privind temperaturile locale și evoluția climei, un model care seamănă foarte mult cu prelucrarea datelor luminoase din Universul primar, acele urme de lumină, radiația fosilă, îi mai spune în cosmologie. Care poate da informații foarte importante despre trecutul Universului și despre evoluția Universului, citind temperaturile și variația acestor temperaturi prezente în diverse puncte din spațiu. Se poate face o hartă a acestor zone fierbinți și zone reci, cu variații foarte mici de temperatură, evident. Și matematica este folosită în această lectură a cosmosului. Iar acest tânăr cercetător a avut ideea aceasta de a aplica același model din cosmologie în lectura temperaturilor terestre de data aceasta. Și e foarte interesant și acest model care prezintă similitudini evidente, pentru că în ambele situații avem o hartă a temperaturilor. În analiza corectă, furnizează aceleași informații cu privire la evoluția din ce în ce mai accelerată a proceselor de dezechilibre din punct de vedere termic. Și asta arată cumva că și pe un alt drum, utilizând un alt instrumentar matematic decât cel obișnuit, teama sau îngrijorările privind evoluția climei sunt confirmate. De data aceasta, de un model independent care se debarasează de toată lectura științifică de până acum, ceea ce constituie un fel de punct de. Sprijin pentru teoria Fără îndoială, respective. mai ales că concluziile, iată, sunt aceleași. Asta Trebuie e. să spunem următorul lucru. Aceste rapoarte periodice pe care le produce uh, IPCC-ul nu sunt uh, cercetări științifice în sine, sunt valorificări ale tuturor cercetărilor efectuate. De aceea, atunci când se publică un nou raport, se precizează, se valorifică, de pildă, ultima dată, 75.000 de cercetări, articole, studii publicate în diferite limbi în diferite reviste de specialitate și toate converg spre uh, concluzia că suntem în prezența unei uh, creșteri alarmante a temperaturii medii globale care se realizează în mod diferențiat uh, în diferite zone ale globului, cu mențiunea că de pildă uh, încălzirea la pol și în primul rând la nivelul arctic e mult mai rapidă decât în uh, restul uh, planetei și de asemenea că aceste ritmuri sunt alarmante și nu ar trebui să depășească 2 grade Celsius sau dacă este posibil 1,5 grade Celsius. Asta e un fel de punct de basculă. S-a creat și se efectuează cercetări de diverse echipe internaționale pe așa numitele limite planetare în domeniul biodiversității, stratului de ozon, poluării pe diferite segmente. Acel sau... punct este un punct de inflexiune de la care încolo evoluția își schimbă conduita. Își schimbă conduita, se schimbă starea și atunci devine da. irreversibilă și deosebit da. de periculoasă din perspectiva capacităților de adaptare ale societății umane și ale da. indivizilor. Pentru că în ultimele studii acordul de la Paris a spus acest obiectiv, să nu depășim la sfârșitul acestui secol, 2 grade Celsius. Ulterior, în cadrul unui raport special publicat în 2011, 2018 de același IPPC, se merge mai ales pe teza să nu depășim 1,5 grade Celsius, pragul respectiv, în raport cu nivelurile preindustriale, și se precizează, din păcate, în ultimele cercetări că vom putea ajunge să depășim acest vârf, este adevărat temporar, chiar până în 2025. Da. Asta înseamnă, de fapt, o evoluție extraordinar de accelerată în raport cu reprezentările obișnuite și cu modul, să zic, public de receptare a problematicii încălzirii globale, la nivelul publicului larg, Chestiunea este cantonată de multe ori tot în zona politicilor economice și a filozofiei politice. Da, pentru că. Nu, acest, a realităților da, să spun. acest fenomen natural s-a conjugat și schimbarea climatică în complexitatea ei a trebuit să înglobeze și aceste elemente cu alte două laturi la fel de importante. Unul, spectrul epuizării într-un orizont de timp destul de scurt, al combustibilor fosili, adică da. petrol, gaz, cărbune și în al treilea rând, situația geostrategică. Pentru că, iată, combustibilii fosili intră în jocul interdependențelor geostrategice, în sensul că Europa și Occidentul sunt, e dependentă și sunt dependente de combustibilii fosili din Rusia sau din celelalte zone ale lumii. Și în această luptă împotriva schimbărilor climatice, apar Asemenea aspecte ale dorinței de a câștiga dependența energetică a acestor zone ale lumii. Nu întâmplător. Întreaga problematică ecoclimatică a fost lansată și vede în Europa unul din vectorii principali dacă vrei din Marea Britanie. Pentru că aici, în Marea Britanie și în Europa a început revoluția industrială, industrială. aici a apărut locomotiva cu cărbune, s-a impus din plin dezvoltarea bazată pe modelul energetic tributar uh, combustibilor fosili fosil, și da. tot de aici a apărut spectrul acestei epuizări și impactul din punct de vedere al climei și conjungându-se cele două interese, realități și fenomene rezultanta este să scăpăm cât mai repede să ieșim din fosil prin economie adică sobrietate ce vedem acolo, temperaturi Moderate, suportabile, consum de energie și de resurse între anumite limite, adaptare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe cât posibil, prin înlocuirea surselor de energie tradiționale fosile cu cele renovabile și pentru moment să utilizăm gazul și energia nucleară într-o zonă gri de tranziție în taxonomia verde a Uniunii Europene până când vom reuși mm. să Prelum realizăm uh, din surse care nu poluează sau nu emit gaze cu efect de seră suficienta cantitate de energie de care avem nevoie. Și trebuie să explicăm de asemenea ce înseamnă Neutralitate climatică sau neutralitate carbon, obiectiv care a fost stabilit spre a fi atins în 2050 de Uniunea Europeană, marea majoritate a țărilor lumii, în 2060 de China și în 2070 de India. Este vorba de a ajunge la o neutralitate la o uh, sumă netă. În sensul că atâta cât uh, emitem gaze cu efect de seră, atâta tot de având să avem capacitatea Suma. de a le absorbi, Absurbi. așa încât mm -hmm. să nu mai adăugăm la concentrațiile actuale care au depășit 400, sunt la 415 părți pe milion în atmosferă, uh, și uh, să nu mai supunem uh, întregul sistem climatic uh, la uh, eforturi suplimentare, pentru că deja uh, cantitățile de gaze cu efect de seră existente în atmosferă se vor absorbi într-un timp destul de îngolungat de ordinul sutelor de ani, chiar dacă astăzi am încetat orice activitate emițătoare. Este o inerție deci, foarte mare, un sistem de foarte mare. Sigur, fără uh, mea. Mă gândeam, uh, stimațiele spectatori, sunt, uh, sunt lucruri poate care nu par, sunt uh, tehnice. Dar există deja și în familiile noastre, cred că puteți verifica acest lucru, persoane care pot să vă spună din trecutul lor recent, mai ales dacă sunt persoane în vârstă, cum anume s-a extremizat vremea în ultimii 20, 30, 40, 50 de ani. Deja trăim în unele zile de vară sentimentul că suntem undeva în Spania, în regiunea Madrid după felul în care resimțim temperaturile, tot așa cum avem sentimentul că primăvara s-a comprimat, toamna s-a comprimat, aceste timpuri de tranziție au devenit uneori 3-4 săptămâni ca interval și repede intrăm în frigul iernii care oricum s-a deplasat undeva către luna februarie. Noi resimțim lucrurile acestea, vorbim despre asta, poate dar nu se sizăm la nivelul global uh, modificările. Avem aici o cercetare și e interesant de discutat apropo de extremizarea vremii și de creșterea persistenței acestei uh, clime uh, în regim extrem. Este planșa a treia și rog pe colegi să punem aici în platou să o putem vedea. E un, un, un studiu care scoate în evidență Faptul că este prea uscat când este uscată vremea, este prea cald când este cald și este prea umed când este prea umed. Și că, pe lângă faptul că există aceste extreme, ele devin din ce în ce mai, mai prezente. Există un indice de persistență a vremii extreme, care poate fi uh, o modalitate foarte bună, oferă o modalitate foarte bună uh, de a vizualiza această persistența vreme extreme. Aici avem două grafice care pe longitudinal arată modul în care a evoluat temperatura între 1981 și 2019 și de asemenea și în banda de sus, iarăși între 1981 și 2019. Și avem pozitivul este roșu și violet, negativul este albastru și portocaliu, Registrul A este temperatura și registrul B sunt precipitațiile. Cu cât vedem zone mai intens colorate, cu atât avem zone cu vreme extremă. Sus avem temperaturi foarte ridicate, jos avem precipitații foarte puternice, iar acolo unde nu există zone colorate, sunt absente temperaturile ridicate și respectiv precipitațiile. Și se poate vedea extremizarea prin coloratura suprafețelor întunecate și această separație evidentă între zonele foarte intens colorate și zonele care nu sunt acoperite cromatic, ceea ce înseamnă absența tuturor precipitațiilor și respectiva temperaturilor ridicate. Cu alte cuvinte, nu doar impresia personală ar fi că vremea s-a schimbat, iată, la nivelul întregului Pământ, lucrurile acestea sunt din ce în ce mai evidente și datele acestea nu mint. Iar faptul este semnificativ pentru că vom vedea imediat cum anume acest tip de vreme are un impact formidabil asupra biodiversității, în afară de factorul antropocen de care vorbeați domnule profesor care se adaugă din păcate, se juxtapune într-un sens negativ, însumând și mai multă povară pe umerii naturii și a mecanismelor ei de reechilibrare sau de regenerare. Domnule profesor, cum receptați felul acesta al factorilor politici sau al vectorilor de publicizare a datelor științifice pentru lumea contemporană, media, revistele de specialitate sau destinate publicului larg, cum le receptați în privința modului în care sunt transmise aceste date? Simțiți că există o comunitate semnificativă de persoane care vă susțin în demersul dumneavoastră? Mă refer la jurnalele de specialitate, la emisiunile de televiziune, care să crească gradul de conștientizare a publicului larg cu privire la ceea ce am putea face? Nu. Sau există doar măsuri de ordin administrativ care vin din birouri ale Uniunii Europene cu foarte multă vigilență și, în rest, strădania noastră de a achiesa pur și simplu la acest măsuri. Ați anunțat deja niște elemente ale răspunsului. Din păcate, diferențele între țări sunt mari. Sunt o serie de state în care problematica ecoclimatică a devenit o prioritate de potrivă pentru cetățeni și pentru autorități. S-a ajuns la o conștientizare, la perceperea urgenței ecologice care, iată, a fost proclamată oficial. La nivelul Parlamentului Uniunii Europene, în Franța, Anglia, Germania, și altele în care totul se reduce la știri spectaculoase, alarmiste, referitoare la vine frigul, vine căldura, apar inundațiile și așa mai departe. Ori este absolut necesar în această acțiune de. Pe de o parte, atenuarea, adică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar pe de alta, adaptare și reziliență la consecințele schimbărilor climatice, de conștientizare, de transformarea informației corecte și de comunicare științifică corespunzătoare în convingeri și exteriorizarea în atitudini și comportamente favorabile mediului și. Prezervării sistemului climatic. S-a ajuns în o serie de țări în care, vă spuneam, avem chiar legi privind protecția climei. Mai mult decât atât însă, la nivelul Uniunii Europene, odată cu Pactul Verde și Pactul pentru Climă, Pactul pentru Climă și termenul de pact induce tocmai această idee, nevoia discutării problemelor, schimbării punctelor de vedere și convingerii fiecăruia dintre noi în sensul participării, pentru că, spune Grindilu, trebuie să aibă un caracter inclusiv, adică să nu rămână niciunul în afara problematicii, ci cu toții să participăm la dezbaterea prin înțelegere și rezolvarea acestei uh, problematici care, uh, remarcați foarte bine, trebuie să înțelegem că semnalele principale uh, sunt constituite de aceste uh, fenomene extreme din două perspective. Pe de o parte, sporirea alarmantă a frecvenței acestora, iar pe de altă parte, intensitatea crescândă a manifestărilor. S-a dezvoltat și s-a afirmat, mai ales în ultimii 5-6 ani, chiar o știință specială, știința atribuirii. Care se desfășoară, mai ales în, la nivel de rețea, niciun stat, în afară de marile agenții sau administrații de meteorologie, precum cea britanică sau cea a Statelor Unite, nu pot să o facă singure, și care fac studii spre a determina dacă într-un fenomen, sau un eveniment mai degrabă meteo concret și uh, încălzirea globală există o legătură de cauzalitate. Au fost efectuate în lume din 2004, atunci când în Europa de vest am avut o caniculă deosebit de puternică cu 50.000 de morți uh, provocate, uh, 400 de asemenea studii. Și se dezvoltă din ce în ce mai mult și până acum ne arată că știința poate să stabilească dacă există o legătură între uh, un eveniment meteo extremă mai ales în privința valurilor de căldură, valurilor de frig, chiar a uh, intemperiilor, a ploilor și într-o anumită măsură a inundațiilor Specialiștii sunt mai reținuți referitor la secetă, pentru că acolo, pe lângă factorul uh, climatic, meteo, intervin și, uh, într-o proporție semnificativă, practici și atitudini umane. Ca atare, uh, există aceste dezvoltări la nivelul științei și uh, se acordă o atenție din ce în ce mai mare modelizării uh, legăturilor. Ca să determin, de pildă, grosomot, dacă un eveniment meteo este în legătură cu schimbarea climatică, se vede în ceea ce existau în condițiile în perioadei preindustriale, dacă aceste condiții permiteau la ce perioadă să producă un asemenea eveniment și de câte ori a crescut posibilitatea producerii lui acum. De pildă în India și Pakistan anul acesta a avut loc o val de caniculă de mai bine de uh, o lună și s-a arătat că în epoca prezi, uh, industrială posibilitatea era să ajungă, să se ajungă la 1 la 1000 de ani, acum de 30 de ori mai mult ca atare, în mod clar există o legătură între fenomenul global al încălzirii și evenimentul respectiv. Sunt avansuri pe care știința le înregistrează. Mai mult decât atât, trebuie să vedem că în toată această schimbare climatică există și o așa-numită justiție cu puternice climatică, cu puternice rezonanțe sociale. Pe de o parte, există o discrepanță între țări. Țările cele mai puternic afectate sunt cele în curs de dezvoltare și statele insulare, adică tocmai cele care au contribuit cel mai puțin cel mai la agravarea efectului de seră și la declanșarea încălzirii globale. Ca atare, se vorbește de responsabilitatea comună, dar diferențiată al statelor, și Europa plătește într-un fel faptul că, prin inaugurarea epocii moderne, se numără printre principalii, să le spunem între ghilimele, vinovați. În același timp, între generații există o diferență masivă. S-au făcut studii, de pildă, ceea ce se întâmplă cu cei care, în 2020. Reprezentau generația tânără, deci de 20 de ani, și cei care s-au născut în 2020, și ca atare vor uh, reprezenta generația tânără, care vor fi expuși la de 3-4 ori mai multe valuri de căldură, la uh, situații de inundații sau alte evenimente meteo-extreme și vor trebui să investească mai mult în. Adaptarea și reziliența la schimbările climatice, și o idee care mi s-a părut deosebit de interesantă, pentru că dezvoltările teoretice sunt deosebit de variate: cea a faptului că asistăm la nașterea generației geoproletare, celei care i s-a acaparat nu forța de muncă, ci posibilitatea unui viitor vivabil, cu adevărat prosper pe planeta Terra. Întrucât aceste schimbări climatice sunt puse din ce în ce mai mult în legătură cu un alt indicator. S-a calculat care sunt primele zone ale planetei care în viitorul apropiat, dacă nu chiar acum, au devenit de nelocuit. Și au fost indicate câteva zone, nu le enumăr pentru a nu crea un fel de discrepanțe sau discriminări la nivelul informației publice, dar se pare că ele vor crește și din ce în ce mai mult. Zone... Mai multe suprafețe vor intra în această listă acele a zone care... de nelocuit sau de... foarte dificil de locuit în condițiile în care populația planetei este în plin avânt și se preconizează că în 2000 100, să ajungem la 10,5 miliarde, și poate atunci să se stabilizeze oarecum. Ați vorbit despre furtuna da. perfectă, și avem un studiu, și rog pe colegi să introducem planșa a doua. Este un material care vorbește despre această furtună perfectă: o suprapunere de factori care sunt disturbatori. Distrugători sistemici ai dinamicii obișnuite a climei. Biological Science, revista Royal Society, în 2020 a publicat acest studiu. Se vorbește despre mai mulți vectori care vor afecta foarte mult viața în viitor, în afară de, în afară de schimbările climatice avem vremea extremă despre care tocmai am discutat, perioadele de vreme extremă intervenind din ce în ce mai des, cu forme de extrem tot mai pronunțate, dar avem și o presiune a activității umane, locale, factorul antropocen despre care dumneavoastră vorbeați, și avem și un colaps al biodiversității globale care se produce tocmai pentru că există acest factor antropocen, și schimbările climatice de asemenea afectează biodiversitatea, iar biodiversitatea devine ea însăși un vector de accelerare a procesului pentru că nu mai are capabilitatea de a prelua și de a reechilibra prin propriile mecanisme naturale aceste tulburări ale ecosistemului terestru pe care noi înșine îl afectăm. Studiul este amplu, au fost 100 de locații în care păduri tropicale, recife de corale, au fost Vizualizate, măsurate cu multă atenție și s-a putut observa o modalitate evidentă prin care acestea sunt afectate de extremele climatice, cum ar fi uraganele, inundațiile, valurile de căldură. Cercetarea oferind un fel de imagine de ansamblu, un fel de termometru generalizat pentru toate acestea s-a putut constata cum defrișările, pescuitul excesiv, poluarea, de care și dumneavoastră spuneați, reduc foarte multă diversitatea și funcționalitatea acestor ecosisteme care nu mai pot prelua din efectele negative ale uh, activității umane. Și de aici e foarte important ce facem, uh, cum acționăm, în așa fel încât să stăvilim, să oprim sau să întârziem această juxtapunere a acestor factori devastatori, temperaturile ridicate, schimbările climatice, afectarea biodiversității din cauza excesului de utilizare a resurselor vii. Și concluzia este aceea că ne vom îngriji cu atenție de ecosistem și de intervențiile noastre s-ar putea să avem parte de o viață ceva mai liniștită. Iată, domnule profesor, ceea ce și dumneavoastră spuneați și de multă vreme spuneți lucrul acesta. Nu e vorba doar de schimbări climatice, e vorba și de antropocen și de dificultatea semnificativă a societății de a-și schimba filozofia economică pentru a oferi o lume mai bună pentru generațiile care vin. Fără îndoială s-a ajuns să se creeze o nouă știință, o colapsologie, adică colapsul planetei ca urmare a interdependenței și a acțiunii cumulate a acestor factor și acestor evoluții pe care le aminteați mai înainte. Mai mult decât atât, de pildă, sunt evoluții rapide la nivelul sănătății, ceea ce s-a întâmplat cu criza de COVID-19. În anii 1990-2000 vorbeam atât de sănătatea mediului, adică interdependența între calitatea mediului și calitatea sănătății umane. Iar în urma Crizei sanitare din ultimii ani, s-a ajuns la un nou concept, o singură sănătate, cea a animalului, a omului și a ecosistemului. S-a văzut foarte bine că nu mai poți să vorbești de o sănătate individuală sau colectivă a unei țări. Există un concept cu ramificații la nivel global, în condițiile în care suntem din ce în ce mai interdependenți. În același timp, care ar fi soluțiile? Singura și cea mai durabilă este cea a. Adaptării cât mai rapide și reziliente. În mai 2022, un eveniment care a trecut mai puțin observat, dar care este deosebit de îngrijorător din perspectiva nu a speculațiilor, ci a preocupărilor unor oameni dedicați unor asemenea probleme. Și a început activitatea la Paris, Comisia Mondială Privind Guvernanța riscurilor legate de depășirea climatică. Uh, un grup de reflexie constituit din 16 uh, foști președinți comisarii europeni, prezidat de Pascal Lamy, ex-directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului și care are ca obiect de uh, reflexie Condițiile de desfășurare a tehnicilor de geoinginerie, adică de metode de modificare a climei la scară mare, dar nu atât din perspectiva fezabilității sau al mijloacelor tehnice de înfăptuire, ci a guvernanței acesteia, a modului cum să reacționeze în cadrul cooperării internaționale diferitele state. Ce denotă această uh, acțiune, acest proiect? Pe de o parte, Poate să inducă ideea că um, sunt puține speranțe ca în condițiile actuale, chiar dacă statele ne promit că vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră, să reușim să îndiguim, să limităm ritmul încălzirii globale la limite acceptabile, în frunte cu celebrul obiectiv 2 grade Celsius, așa încât trebuie să avem în vedere uh, și alte soluții, inclusiv acestea de geoinginerie, de pildă cum a fost tot proiectul inspirat de Paul Criitzen, al injectării în atmosferă de uh, uh, iodură de aluminiu sau alte particule care să capteze, să mai atenueze din radiația solară transmisă uh, asupra suprafeței sau oglinzi puternice care să reflecte radiația alte uh, mijloace de acest gen, dar dacă se deschide o asemenea cutie a Pandorei, apare și o altă problemă. Lupta pentru a pune mâna pe termostatul planetei, pentru că sunt țări care vor avea capacitatea tehnică să producă asemenea. Te... geo asemenea tehnologii, altele nu vor avea și fără îndoială că va exista tentația de manipulare în interes propriu a modificărilor la scară largă uh, ale climei. În același timp, nu știm încă, nu avem capacitatea... Ce a -o a -o a an 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 exact! Da. Asupra sistemului, asupra biodiversității, asupra sănătății umane, asupra uh, sistemului climatic, pentru că totuși... Sunt prea multe, multe variabile ca, ca cineva să poată anticipa. Exact, dar în, dar în Contextul în care acest grup creat din atari personalități și-a pus deja problema guvernării. Înseamnă că problema se pune? Se da. pune undeva și că nu mai poate să fie ignorată. Ea da. a apărut în cel de-al cincelea raport al IPPC, mai enunțată în 2014, a fost relată într-un în în. Acordul de la Paris și iată că acum a fost într-un fel instituționalizată, neoficial, dar suficient de uh, important spre a ne da uh, de bănuit din mai multe uh, perspective. Este într un fel de recunoaștere indirectă a faptului că s-ar putea să nu reușim cu politica celor două grade exact. și că trebuie să gândim și alte soluții deși acelea nu sună bine deloc, dar oricum e mai bine decât nimic, pentru că ce va fi după va fi greu de imaginat. Exact, și atunci da. cel puțin să epuizăm toate pistele de investigație, exact. pentru că există și acest curent care spune de ce să ne văităm atunci, să măsurăm în continuare, să fim foarte atenți la modul cum se desfășoară <coughs> fenomenul încăzirii globale, manifestările schimbărilor climatice, dar să fim deosebit de încrezători în Soluțiile oferite de știință și tehnică. Din păcate, însă, așa cum amintesc mai înainte, de multe ori nu vedem că, prin acțiunile și efectele asupra mediului, poluarea devine din ce în ce mai importantă. Vedeam o statistică deosebit de relevantă. În urma pandemiei de COVID-19, s-au înregistrat peste 6 milioane de decese la nivelul lumii. Ori, în fiecare an, la nivelul planetei, se înregistrează și. 18 milioane de decese premature din cauza cauzate, poluării. poluării. și, în primul rând, da. a poluării aerului, a microparticulelor, celebrele Mentale PM, da. da Și PM10 da. și PM2,5. Da. Domnule profesor, am intrat în ultimile minute ale emisiunii și aș vrea să prefațăm și ultimul subiect cu două rezultate ale cercetărilor care arată acest impact al vremurilor, al climei. Modificate în diverse locații sau în diverse compartimente ale lumii. Avem un studiu, și rog pe colegi să pună planșa A4, în care ni se vorbește despre amnezia oceanelor. Se prezintă în acest studiu din 2022, în Science Advances, un studiu care ne arată modul în care oceanele își pierd memoria, se referă de fapt la. Capabilitățile mecanismelor fizice și geofizice ale oceanelor de a păstra o anumită inerție în procesele de recuperare, de restaurare a echilibrelor vechi. Temperaturile extreme vin și pleacă, factorul antropocent produce dezechilibre, dar în extensia lui oceanul planetar are posibilitatea, are capabilitatea să încaseze toate aceste dinamici locale și de timp scurt și să uh, își păstreze echilibrele la nivelul macro. Ceea ce s-a putut constata în ultima vreme și uitați-vă în grafic, după anul 2000, capabilitățile de, de încasare și de reziliență a acestor procese naturale începe să scadă și uh, se poate observa cum anume oceanul în dinamica lui nu mai reușește să se restabilească în procesele sale. Curenții oceanici suportă modificări importante, temperaturile de suprafață suportă de asemenea modificări importante și, în general, gestiunea naturală din procesele obișnuite ale oceanului asupra dinamicii ecosistemului este precară tocmai pentru că volumul intervențiilor factorului uman și cantitatea de dezechilibre pe care deja schimbările climatice o produce sunt prea voluminoase pentru capacitatea oceanului de a prelua, de a păstra, de a dilua și de a reproduce după aceea echilibrul știut și de aici Avertismentul cu privire la impactul schimbării climatice, și în fine, ultima planșă este cea care arată o formă mai concretă de preocupare. Apropo de impactul creșterii temperaturilor globale, apar din ce în ce mai multe specii invazive în ecosisteme care ar trebui să le fie străine. Aici vedem. Într-un survol planetar, zone unde diverse specii devin specii dominante, afectând mult ecosistemul, biotopul, <coughs> pentru că se inserează populații care n-ar trebui să existe și încep să consume resurse care erau pentru alte specii, și dezechilibrele nu se pot anticipa pe termen lung. Deci, există iarăși un proces departe de oraș, departe de apartamentul unde stăm sau de locul unde ne petrecem concediul, dar care macină și se produce și continuă să erodeze aceste mecanisme. Domnule profesor, pentru finalul emisiunii noastre, aș dori să vă gândiți și să adresați mesaje care să responsabilizeze, nu știu, factorii educaționali, persoanele care sunt comunicatori de știință. Factorii de decizie politică, administrativă, în ideea de a crește gradul de conștientizare cu privire la tot ceea ce ar trebui făcut imediat și în următoarea perioadă de timp pentru. A interveni la modul cât mai concret în tot acest mecanism? Eu cred că generația tânără este în primul rând interesată și ar trebui să se implice foarte mult, așa cum se întâmplă în mai toate țările europene. Asistăm la lor de poziție, la manifestări, la uh, atitudini care arată că generațiile care vor trăi în 2050 și după vor fi cele mai afectate de schimbările climatice. Ca atare, noi, cei care suntem conștienți de importanța de a transmite generațiilor viitoare o planetă locuibilă în condiții, dacă nu atât de bune sau mai bune decât în cele în care suntem noi, cel puțin care să le permită <coughs> să se dezvolte din punct de vedere al energiilor creatoare de care dispunem, trebuie să adoptăm, pe de o parte, măsuri de atenuare a ritmului încălzirii globale, iar pe de alta parte, măsuri de adaptare. Am văzut recent o carte, Paris, în fața schimbărilor climatice și un fost înalt uh, politician, dar cu un iz puternic de uh, specializare uh, și-a imaginat cum va arăta orașul luminilor în 2050. Și din două perspective. Dacă nu se face suficient pentru a-l adapta la noile date ecoclimatice, și dacă se uh, acționează, în condițiile cerute de dezvoltările obiective ale fenomenului. Poate ar trebui și noi, în România, să ne implicăm mai mult, să ne mai imaginăm cum ar arăta Bucureștiu și marile orașe. Întreaga țară în 2050, din aceste două perspective. Și trebuie să înțelegem că. Și să facem o comparație între cele două imagini. Fără, fără îndoială, că. pentru că, de pildă, ce ne spune în Parisul în 2050, iulie, în scenariul în care nu se face nimic sau foarte puțin, Prefectura interzice accesul în centrul Parisului, s-au evacuat peste jumătate din cetățeni și transportați în centre de răcoare la periferie, munca la distanță a devenit obligatorie. În celălalt, din potrivă, au fost plantați arbori, mașinile au fost interzise în centru, de asemenea, acoperișurile din zinc au dispărut, pentru că asta de la Paris creează o mare problemă pentru încăzirea globală și vroiau să le introducă în patrimoniu, cultural UNESCO și acum renunță din perspectiva efectelor pentru încălzirea globală. Să ne imaginăm și noi că trebuie să înțelegem marea miză pe care o reprezintă schimbarea climatică. Este vorba pe lângă transformarea vremii și a societății. Tranziția spre o altă lume, schimbăm modelul energetic, trecem de la combustibil fosil la alte surse de energie. Asta înseamnă modificări de la comportament la locul de muncă, la gândire, la existență. Cine va înțelege marea miză a acestei transformări civilizaționale se va adapta mai bine, va avea mai puțin de suferit și, în orice caz, va fi mult mai câștigat. Dacă vom rata, și această șansă, riscăm să rămânem numai obiect al transformărilor și deloc subiect, victimă și nu uh, actor implicat, câștigător în această cursă cu mediul și cu sistemul uh, climatic. Gândindu-ne la faptul că generațiile viitoare au dreptul de a trăi și a moșteni un mediu și o climă propice, vorbim chiar de configurarea unui drept la climă stabilă și favorabilă dezvoltării al generațiilor viitoare, ca Atunci, parte a dreptului fundamental. La, la mediu. Da. Și, uh, și mediu cu... sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic. L-am propus și... Uh... Că e, e un fel de capitol uh, din dreptul la viață. Fără îndoială, că da. sunt uh, uh, complementare, interdependente și constituie un dreptul la viață, la supraviețuire pe planetă și din ce în ce mai mult se pune problema unei abordări integrate. Omul nu mai trebuie să fie văzut inclusiv din perspectiva drepturilor fundamentale ca separat de natură, Natura. ci integrat acesteia. Și atunci... Vedem că în multe țări li se recunoaște personalitate juridică și drepturi ca atare naturii unui fluviu, unui peisaj deosebit. Este teoria aceea sud a mamei Terra și așa mai departe. Ca atare avem nevoie de a ne schimba modul de a gândi, de a produce, de a consuma și chiar. De a exista. Este mesajul fundamental al acestor uh, crize majore, care, totodată, pot să fie transformate. Și ar fi preferabil în oportunități de adaptare și dezvoltare socială și individuală. Mă gândesc, poate, pentru o ediție viitoare să discutăm și despre aspectul spiritual, pentru că, în aproape tot ce ați spus, mă gândesc la uh, posibile ecouri spirituale pentru că persoana atentă la mediul înconjurător, responsabil pentru viitorul copiilor și al generațiilor care vin și atentă la tot ceea ce se întâmplă în jur, este de fapt omul spiritual. Fără îndoială că dar, <coughs> și printre religiile care au reacționat cel mai mult la problematica ecoclimatică, creștinismul este în opoziție primă. S-a dezvoltat, au apărut lucrări, avem atitudini din partea întâi stătătorilor bisericilor ortodoxe, a papei, a patriarhului de la Constantinopol, supranumit Green Patriarch, în sensul uh, implicării și uh, tratării din perspectivă spirituală a problematicii ecologice. Uh, religia uh, are un rol deosebit pentru că reprezintă un factor puternic de influențare a atitudinii, a comportamentului uman, și în sensul mintea. adevărat da. al da, da. Uh, misiunii creației încredințată de către creator. Da, și e o, e o schimbare a minții, e o schimbare din Fără îndoială, schimbarea înăuntru. trebuie să vină dinăuntru, dinăuntru nostru și dacă ea va reuși să se producă, atunci șansele vor crește exponențial în sensul rezolvării acestei probleme ecologice și realizării în termeni acceptabil al tranziției spre o altă uh, formă de civilizație, una prin excelență ecologică. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost un regal cu dumneavoastră. Aici sunt câteva cărți, două cărți pe care dumneavoastră ne le-ați adus. Mircea Duțiu, Dreptul Mediului și al Climei. Este doar volumul întâi, o carte voluminoasă, care arată cât de extinsă și de complexă este aria aceasta. Și, de asemenea, Dreptul Climei, Regimul Juridic al Combaterei și atenuării încălzirii globale domnul profesor Mircea Duțu domnule profesor vă mulțumim foarte mult cred că rămânem marcați de toată această problematică și cu mesajul acesta de a trăi responsabil și de a ne informa și de a schimba felul nostru de a fi în așa fel încât natura, lumea sensibilă, creația, toate viețuitoarele să rămână în responsabilitatea noastră pentru un viitor mai bun. Vă mai așteptăm la emisiunea Lumina Celui Nevăzut. Vă mulțumesc și voi fi prezent. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. La revedere!